Sunt dr. Dan Gruia, medic stomatolog, implantolog și fundatorul principiului de dr. Gruia. Aș dori să vă prezint astăzi computer tomograful 3D, VATEC Facti Smart. Este un aparat și un sistem 3-in-1 care realizează computer tomografii dentare. Acestea sunt niște tomografii cu fascicol conic, special făcute pentru dinți și sfera oromaxilofacială. Realizează de asemenea și radiografii panoramice și realizează radiografii ortodontice, teleradiografii. Deci este un sistem 3-in-1 care ne ajută la o diagnosticare corectă și complexă a problemelor maxilofaciale. Interesant de știut despre el este că doza de iradiere datorită tehnologiilor folosite este mică și minimală. Știați că, de exemplu, o computer tomografie iradiază cam cât un zbor de la București la New York, o radiografie panoramică e un zbor de București-Londra, 20 de microsievert. Asta ca să nu ne facem griji prea mari despre dozele de iradiere în cazul la acestor tehnologii noi și moderne. Așadar, aplicațiile lui ar fi în chirurgie, oricând avem probleme chirurgicale sau probleme dentare în jurul rădăcinilor dinților, probleme endodontice. În implantologie, pentru a planifica corespunzător o intervenție de implantare. Interesant de știut că în implantologie, aplicația computer tomografului cu fascicol conic este de a planifica cât mai exact și corespunzător, predictibil în timp, intervenția chirurgicală, adică rate de succes maximale pe care le dorim. Se poate insera implantul, după cum se vede într-un raport tridimensional cu creasta osoasă și cu osul. Urmărim dacă este posibil intervenția, inserarea implantului în volumul osos mărit, după care putem să realizăm implantologia unidentară, pluridentară, fie freehand, cum se spune, cu mâna liberă a chirurgului, fie se poate realiza niște ghiduri chirurgicale prin suprapunerea computer tomografului cu o scanare tridimensională ce avem disponibilă aici. Se pot fabrica direct în clinică niște ghiduri chirurgicale prin care inserăm implantul exact în poziția în care am prestabilit-o. Cam astea ar fi avantajele majore ale sistemului de computer tomografie și ale stomatologiei digitale. Așa? Da. Poate ia pe suport și pe intensiv, nu știu de această tijă, este ce înțeles. E mișcat în poziția asta, ochii închiși, prin vasul sus pe cerugurii, respirați pe nas. Iradiază de 10 ori mai puțin decât un aparat tub de tomografie medicală. De aceea suntem foarte încântați că am putut să-l achiziționăm și să reducem astfel și dozele de iradiere și să și realizăm o evaluare corectă dentară a dinților. Așteptăm pentru toate cele trei tipuri de radiografii și computer tomografii pe adresa noastră, Grivița 75 Câmpina, www.drgruia.com.